a patra în Creta. Da. Mergem la o mănăstire și în drumul nostru am vrut, ne-am oprit ca să admirăm acest țap imens din față. Ăla e imens. Ce faci? Ce faci tu? Ia uite, pup. E plină de lapte. Pup. Pe mi-a dat o limbă la cale. Pup. Nu mai pup. Vine țap. Că scuipă, să știi. Aolo. Da. Să nu mă scuip, te rog eu mult. Deci a dat cu picioare din spate. Vreau să bag camera pe aici ca să-l filmez. Stai cu minte că ești. Dacă vine spre mine, o tulesc. Să vă arăt drumul spre mănăstirea Guverneto. Guverneto, cred că așa se citește. Și e superb. Arată așa, nu este nimeni. Îmi place maxim. Că vine mașina. Ne-am oprit un pic în drumul nostru spre mănăstire pentru că suntem fascinați de acești măslini care par super bătrâni și vreau să facem niște poze și vreau să vi arăt să vedeți ce trunchi are măslinul ăsta. Nu știu, pe mine mă fascinează. Deci uitați-vă un pic la trunchi. E wow! Baby, e wow! Doamne, ce frumos e! E o livadă cu măsline aici. Ia uite! Ăsta care are două trunchiuri și se despart. Ia gustul. Eu zic să nu o gâși, că n-are gust. Probabil că e și crudă. Și nu e nici... Nu. E pe gustul tău. Nu vreau. Ia. De ce că e acră? Cum se numesc? Old Century... Olive trees? Da, așa, bravo. Așa, așa le spune? Da. Bine, nu cred că asta e livada aia de care zici tu. Deci vă rog să admirați. Din păcate a fost tăiat acolo. Dar e spectaculos. Da, da, cu toate astea e thriving. Dar să știi tu, Iub, că e cam uscățel așa. Are măslinele uscate. În anumite părți. Let's go! În drum spre mănăstire ne-am oprit pentru că ni s-a părut interesantă clădirea asta și vrem să vedem despre ce este vorba. Museum. Olive oil și wine au acolo. Partea aia. Vin de aici, din via lor? Și aici e o vie, da, a, da, chiar cred că vinul e din via din față. Da. Ce pom super. Uh-huh. Și stați să vedeți intrarea la această, vă rog, cât de mișto e intrarea. Cum? Ca la orice. Bineînțeles că din Grecia nu lisește nicio pisicuță. Hello! Fără ureche. Hello! Mă, ce dă-i? Da, imediat avem să mângâi. Deci, suntem la The Holy Trinity Monastery. Hello. Sau portocale, da. Ce frumoasă e curtea asta. Cam așa arată mănăstirea, nu avem voie să filmăm înăuntru. Îmi place atât de mult culoarea asta. Arămiu ăsta așa. E wow. Intrăm în mănăstire? Mi-l pun pe cap sau la... cum fac? Pune-ți-l pe cap. Pe cap? Dacă nu ți-au dat ei nimeni, nu ți-au dat. Nu mi-a dat, dar am zis că să nu intru așa bine. Oprim filmul. Sunt în pantalon scurt.
se vede de aici mănăstirea. În spate mai e ceva foarte vechi. Nu e tot o mănăstire? Ce? Mănăstirea aia de acolo. Da, nu. Cred că e ceva foarte vechi. Palmierul ăsta e imens. Nici nu vă imaginați că poate fi de imens. E super. Și grădină, și câtă ordine, curățenie. Îmi place mult. Cred că picură, babes. Da. Astăzi e mai înnorat. Și am profitat ca să vizităm cât putem de mult. În special mănăstiri. Oh my god. De ce m-ai băgat aici? Nu ai voie să ne vii aici? Nu știu. Ai biserică. De ce m-ai băgat în cea mai creepy cameră? Ce vor să reprezinte scheletele astea? Explică și mie. Ia uite aici câte oase. Ce e asta? N-ai văzut toate oasele astea așa? Ce? Vede acolo vezilele? Spline cu oase umane. Nu, eu nu mă duc cu camera acolo. Poți să ți-o, uite, ți-o mâneci și te duci tu. Ce reprezintă asta? De ce țin scheletele? Eu te iub dinții. Dacă n-ați mai văzut dinții de oameni morți, veniți acum. Ia, ia camera. Nu, că nu intru acolo, lasă-mi toți. Acolo, în camera aia obscură, e și foarte obscură, nu intra. E obscură că n-ai, e întuneric, dar... Totuși... Vă lăsați preoți. Păi de ce... aici la biserică. De ce îi ține așa? Nu știu. Aici ești în fața mănăstirii pe aici. Vrei să ne întoarcem la magazin? Da. Creepy. Da. Stai că s-au dus francezii. În partea aia de ce mergi? Da, mergem la magazin să vedem dacă putem să cumpărăm ceva. Aici e no entry. Ne urcăm pe aici.
Am intrat în magazinul de la de afară. Nu cel din, și din curte și și muzeu în același timp, cu chestii super antice și vechi, antichități. Și suntem într-o cramă. Merlot aici din 2006. Un Merlot din 2006 sau din 82? Din 2006. Ah, nu, scuze, 82 e numerotat, da. Și mai târziu, ia să vedem dacă avem și mai vechi. Aici deja nu mai scrie. E foarte frumoasă cramă asta. Ale Cabernet din 2007. Cabernet. E frumoasă oricum crama. Acolo e și mai vechi, unde zice Andrei. Probabil că alea sunt foarte vechi vinurile alea. Du-te! Hai că intru eu cu tine. De ce? Te frică. Ai intrat la Skeletron și nu intri aici. Foarte frumos. Și aranjat, așa frumos. Stai. Și pe masă, gata, stai ce mamă să mâncă. Hai, luminează tu. Ce să văd, că nu e nimeni. E tripirul aici, nu știu. Miroase a vin super vechi. 2011. E adânc. Na, dacă rămâi acolo. Ne-am cumpărat câteva chestii, dar o arăt în mașină. Am mâncat, le-am simțit. Am degustat, pentru că au și de degustat aici. Că nu știam pe care din aceste două uleiuri să-l cumpărăm, ăsta care e bio și are, se știe ce nivel de aciditate are, și ăsta care au spus că nu știu exact ce nivel de aciditate are. Să gust ăsta, nu l-am gustat, e singur care nu l-am gustat. Iar Andrei, vreau să vă zic că a gustat-o ce aici, deci tot nu arata nimic. Nu mi-e foame, nu de altă. Păi și ți-e foame și ai venit să le mănânci la oameni aici? Oricum gustam și dacă nu era, mi-era foame, așa că... Și m-a obligat și pe mine, să gust multe din ele pe care nu le-am vrut, dar asta este. Dar oricum foarte drăguț aici, la mănăstire, la Trinity, Holy Trinity. Așa, și să vedeți aici niște unelte foarte vechi. Nu uitați să cântar, super mega vechi. Iar asta, cred că era o mașinărie cu care făceau ei uleiul de măsline, dar I'm not very sure. Da, cred că cu asta presau măsline. Deci ce sunt dangerous pe aici? Da, sigur, presau măslinele și era pus aici măgarul. Da? Și mergea în jurul ăla asta. Hai să vedem ce număr are. Zi-mi, te rog, ce număr are pe el. Am aici o listă. Da, cred că oil mill e. Large olive oil. Clay pot. Clay football. Large olive oil storage. Nu știu ce. Clay pot. Tools of oil mill. Da. Asta e oil mill. Deci asta este moara de ulei. Da. Nu? Eu am zis că în ce se ținea uleiul sau... Da, uleiul. De ceramic. Mă rog, și cu o mulțime de alte chestii super mega vechi, ăsta e urcior. Am greșit mai devreme. Ia uite aici ce de oale, cred că din cupru astea. Sau de îmbrăun. Pierde călcat. So antic. Iar de aici, în acest magazin, am cumpărat condimente, dar vă arăt eu, un poc mai târziu. Am plecat de la Sfânta Treime, ne-am cumpărat niște chestii, dar cred că o să vă arăt acasă într-un alt vlog ce ne-am luat. Și cam așa este drumul. Nu e foarte ok, foarte ok, dar e... ce ai făcut, babes? Nu mai trage de gări. Dar este frumos la vedere. Iar noi urcăm cu Citroenul nostru. Mergem către o peșteră și la mănăstire. Avem 20 de minute de mers până la peșteră, peșteră și încă, da.
Deci 40 de minute de mers pe jos. În drum spre peșteră și mănăstire. Ne bucurăm de peisaj care e superb. Se vede și marea în față. Am impresia că drumul ăsta, chiar dacă e oarecum lunguț de mers pe jos 20 de minute până acolo, 20 până acolo, va fi spectaculos pentru că a început super bine. Adică cred că nu mai trebuie să descriu eu în cuvinte ce deja vedeți și voi. Arată wow. Se vede acolo în zare ceva, o clădire, o chestie ceva. Am coborât cam vreo 10 minute, ca să zic. Deci ar trebui să mai avem 10, deși ne-am mișcat mai repede ca toată lumea. Și am dat aici, de data e o cruce. Aici e cave. Asta e cave-ul? Aici. Păi nu mai are 20 de minute până la... Până e 10 minute. Am ajuns la peșteră. Wow. Din păcate nu știu cât de bine o se vadă. Se nu știu cum de bine se vede. Asta e peștera. Wow! Uite aici un loc de rugăciune. Hai să-ți fac eu lumina aici. Un altar. Din păcate nu se vede nimic pe urmă. Astea vechi în peșteri sunt creepier. Aici a fost o mănăstire. Ia vezi că calci cu ceva și te... Uite de aici de sus. Am alunecarul după. Uite de sus. Ai curaj să duci acolo? Da. Da? Da. Stai un picuț. Am plecat de la peșteră și mergem către mănăstire. Coborâm într-una. Am coborât destul de mult, dar se pare că mai avem. Iar coborârea e din ce în ce mai grea. Nu știu dacă observați. Priveliștea e, bineînțeles, splendidă. N-am nimic de zis. Dar trebuie să ajungem undeva jos. Acolo, da.
Însă totul e foarte frumos aici, sunt foarte multe cave-uri pe aici, prin stâncă, acolo, partea undeva, cred că a fost o biserică sau ceva, o locuință, nu știu. Mă așezare, uite acolo bazele la... deja. Și coborând greu, pentru că e abrupt rău de tot, pe pietre, dar... ne descurcăm, am coborât noi și mai mult de atât. Ah, sunt oameni și acolo în partea aia. Deci se poate! Se poate! Dacă ei au putut, de ce n-am putea noi? Se poate, dar n-avem o apă la noi, că le-am lăsat în mașină. N-avem rucsac, n-avem nimic, n-avem apă, n-avem șervețele, n-avem nimic. Nothing. Yeah! Am ratat o coborâre. Deci, noi coborâm pe unde este cel mai abrupt, după cum se vede. Deci că suntem la Mălești, mai rău decât atâta. Și am ratat ieșirea, de fapt. Noi am venit pe acolo, nu știu cum am ajuns pe aici. Și trebuia pe acolo, pe unde e gardul ăla de cărămidă, nu știu. Și trebuia să ajungem pe la clădirea aia pe acolo cu podul ăla și să coborâm pe lângă și să mergem pe toată valea aia pe jos. Dar noi am ales ceva mai... noi am ales calea mai grea. Mai dangerous. Fără să vrem. Ne vedem jos. Avem și încălțămintea de vată, ce să zic. Dar e ok. O luăm așa. Sage jos acolo, lăsa. E cam mult pământ, mai vine așa. Da, păi pe acolo, pe-n curba aia, unde te duci? Pe aici? Da. Am ajuns și noi. Ce să zic? A fost exciting. Adrenalina la maxim. Zici că suntem pe o vale din tăpânul inelelor. Când mergeau la domnul peșteră. Deci, e superb aici. Chiar e mișto. Nu mai văd pe Andrei, nu știu pe unde. Drumul ne-a dus aici, un golfuleț din ăsta în stânci, superb apa, smarald. Mergem în direcția aia.
How do you like it? Și pe unde urcăm, baby? Noi inițial trebuia să coborâm pe aici. Dar noi am fost mai... Noi am coborât direct pe munte. Direct pe munte, da, da, bravo. Dar ne-am dus pe acolo pe munte și asta e. Pe pietre, pe stâncă. Suntem leșinați acum. Tot ce s-a putut. Hai, Bibi, să mergem. Da. Și am ajuns pe podul ăsta. Și trebuia să ajungem la biserica asta aici, dar noi ne-am dus direct la mare. Dar a fost frumos și acolo, superb, adică. Sunt niște ruine aici. Și biserica care nu se vede foarte mult decât atâta. Probabil de sus o să se vadă mai frumos. Mizerie. Una să intri, mă. Ce? Hai, mergi. Nu cred că e nimic. Okay. Hai, ești pe partea elaltă. Hai, vrei hai, să intrăm? Mergi, da. Oh my god, dar hai cu mine că mi-e veri frică. Stai să deschid lanterna, deci te vezi, da. Păi dacă se vede, mergi. Ca să facem mai mult spate, mai multă lumină. Da, da. Aici e râpa. Ah. Deci ia uite un copac cum a crescut acolo. Mai zic? Nu e mai zic. N-are cum să fie catolic.
nu mai poate Bibi, e leșinată. Dar mai e o peșteră mică aici, intrăm. Wow, e adâncă. Vii? Wow, e super adâncă, uite încolo. Nu se vede pe cameră, dar e destul de adânc, are două și acolo, și acolo. Dar nu mai mergem. Nu vrei să mergi în interior? Mergi tu? Hai, mergi tu în față. Nu, tu în față, dar de ce eu mereu? God. Hai să plecăm. Haide. Nu hai. Merg. Am un puțin, de măcar vedem cât e de... Yeah, dar hai cu mine, unde-i deodată? Deodată nu, unul înainte, unul în spate. Gă, ai văzut? Poate ceva? Asta e mult! Da, e... Hai și noi, n-avem după de loc. Ești motanța, ești pisică. Pisică. Uăfă, ce păfoasă ești. Uăfă, ce curată ești. Uăf, uăf, masaj, face masaj la psicuță, uăf. Îți place Bibi? Ce da. Blăniță are? Asta e pisic de Creta. Doamne, e cretan. Ce frumoasă e. Am plecat de la mănăstiri și este timpul pentru plajă. Astăzi mergem la altă plajă, of course, în fiecare zi o altă plajă. O altă plajă. Bineînțeles cu același tip de drum, da, deci nimic simplu. Și cum se numește plaja aceasta? Andrei, că eu nu am fost la limba. Imediat vă zic. Seiten Limania. Mă, stai că... Nu mai e o mașină ca noastră. Stai că acum... Ce ai, Bibi? Te frig? Și unde te-am adus? Mamă, ce mișto se vede culoarea. Dar ce vale, ce vânt! Nu mai pot de frig! Superb, îți place, Bibi? Poți să mă aduc mâine aici, când e mai cald. Mâine o să fie zi, o să fie mâine, cald toată zi. Mâine când e mai cald, când bate un vânt. Și ca să ajungem la plaja aia, trebuie să coborâm iar așa. Pătecile astea pe unde sunt oamenii pe acolo, pune jos acolo de tot. După aia să ajunge acolo. Și drept e cam înorat, probabil venim mâine. E prea târziu. Vedeți aici, superwoman. Se pare că până la urmă coborâm. Mai întâi? Doamne, sunt expertă, mă, eu fi prost cu mine. Ne lași? Hai, du-te! Ce frumos e put. Ce faci, mă? Vino încă.